Producția de legume a fost una bună anul acesta, spun producătorii care își vând marfa în piața Cibin. Tarabele sunt pline de vinete, capia, gogoșar sau ardei gras, așa că sibienii au început să pună conserve pentru iarnă. De toate, zacuscă, de toate, trebuie. Marfa e foarte bună, prețul asemenea, da. Ce ați cumpărat? Capia, ardei capia. Am luat mai înainte și vinete, foarte ieftine, mult prea ieftine mi se par. Gogoșar, castraveți, zacuscă, tot ce trebuie pentru iarnă. Prețurile sunt bune, spun cumpărătorii, așa că marfa se trece repede. Merge bine deocamdată, avem destui clienți, produsele sunt ieftine, bă, cum vedeți. A fost producția anul acesta? A fost bunicică, să știți, foarte bună, față, diferență de anul trecut, când clima diferă, vedeți și dumneavoastră, nu mai este prielnică pentru noi. Binișor. Bine, de câteva zile merge. Merge bine. Merge. Cu canicul ăsta, mai, da, merge foarte bine, să zicem așa. Un kilogram de vinete costă 1,5 lei, gogoșarul și capia se vinde cu 3 lei pe kilogram, însă la cantități mai mari totul este negociabil. Eu îmi fac și eu meseria mea de oltean, prăvălie de oltean, fără ușă, fără geam.